Hei, bună seara! În seara aceasta Sabrina și Copernic și au făcut un live și au avut un turneu extrem de bun. Deci am râs cu ei, efectiv ne-am amuzat teribil. Au avut o felul de întrebări, veșnicele întrebări, de ce ai stat cu Larisa, de ce ai stat cu doamna Dana și așa mai departe. Vă las video și vorbim. Plecată. E la Iași. Era plecat. Hei, unde ești? Soția mea nu este acasă. I'm here. Ah, bă, da. A venit. Nu-ți pare că stă prea într-o parte? Ce, telefonul sau? Și cum ar să-l întorc? Dă-te la stânga. Se trage asta un pic mai așa. Wow. Și acum să cadă. Nu cade. Ce, de la ce, Andreea, nu? De mult am ajuns acasă. Am fost să vedem asfințitul. Asfințitul. Ce e bine? Nu, că sunt a little bit tired. Da. A little bit of this. Te-am apreciat foarte mult, sper să nu regreți de alegerea făcută. De cine pe el? Nu știu la care te referi, dar sigur niciunul dintre noi nu regretă. Hello, Corina. Corina, tot timpul e geană pe live-uri. Corina e prietena mea. Unde e bucată pe care i l-ai dat când ai cerut-o? Era în chirie și l-am returnat înapoi. E undeva pe la containere, pe buftea. S-a ofilit. Normal că s-a... Stați la o poză. Cum să stă la o poză? Nu știu unde a apărut dragostea asta în emisiune, nu a suportat deloc. Georgiana, 8171. Dragă, 8171, dragostea asta a fost tot timpul aici. Cine a vrut să vadă o văzută? Da, cine nu a avut ochi, nu a văzut-o. No judgment. Not judgment. Cum a fost azi, dragilor? Mă, am citit același comentariu. Fine. Am obosit un pic, dar fine. Ne se dor și de voi în casa mireasa. În acasă. Nu, nu ne dor în casă, sincer, nu. Chiar azi ne-am întrebat unul pe altul. Ți dor? Nu ne dor deloc. Ce ruși folosești și codul, te rog? Păi, rușul meu este unul clasic. Ce e unul clasic? Ce frumos, vă ador. Sunteți la Zalon, nu, suntem la Cluj. Sunteți FFG, mișto. Băi. FFG? Mă bucur pentru voi, să terminați împreună, cei mai frumos și sincer, nu ascultați gurea. Real, nu. Sunteți așa frumos, vă doresc tot ce e mai bun și să rămâneți mult timp împreună. Pentru de-a-mă. Noroc din majuscule. Da, bună seara. Bună. Ia-am văzut. De când erați la paravan, că sunteți făcuți pentru cealaltă. Ei, și paravan, am văzut la fel, cred eu. Da. Pe unde ați umblat? Păi în Cluj. Prin... Județul Cluj. Prin Munții Apuseni. Și nu suntem în concediu. Am văzut, nu știu ce comentarii, că am fi în concediu. Nu suntem în concediu, noi muncim ziua și seara ne plimbăm. Muncim. Avem treburile noastre, da. Că încă mai avem de pus chestii la punct. Sabrina vorbește în română, babele care te-au votat, nu știu engleză. Babele care m-au votat. Să știi că babele care pe noi ne-au votat sunt babe foarte smart și știu engleză. Maxim un an vă dau împreună. Bă, e bun și ăsta. E bun. Da, să știi că și ne dăm maxim un an, pentru că după aia o să fim trei, deci copilul, da. Nu o să mai fim împreună doar noi, așa că... Da. Noi zicem că într-un maxim un an vine copilul. Da. Toți sunt diferiți și faci. Ne-am gândit. Iubirea parcă joacă într-un film. Roxana... Și atât, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mai perneș. Ai o soție frumoasă. Fane. Mulțumesc. Uite pe Răzvanel. Ceau, Răzvan. Ochea, domnul Ochea este ochilă pe noi. Azi sunt 6 luni de când v-ați văzut în live după blind date. What? În cât suntem azi? În 27. 27, pe 22 am intrat. Da, să știi că pe 27, da. Ce tare. 6 luni. 7 luni. Nu, 6 luni, da, 6 luni, are dreptate. 6. Am uitat și noi. Nu stim din astea. Ce reprinzi tablou cu ai intrat în casă? A meu? A tău, bine, pentru că l-am dat. Da, nu mi l-am ales eu. Mi-a fost dat. Destinul? Da, mi-a fost dat de buzele alea, nu știu de ce, că nu am botox, n-am... Ce să pun în buzi? Acid. Acid. Hidraulic, nu? Hidraulic. Hialuronic, nu am, nu știu de ce mi s-a dat. De live, vă rog, nu o să mai salvăm live-urile. Foarte, ești fain tare, ești de-aia, foarte. Mulțumesc, da, chiar o să am grijă de-aia.
Rimel. M-a spart cu rimelul ăsta. Alte întrebări în afară de rimel. Sabrișorii, vă pupă. Poate vine mai repede, bebe, Sabrina. Când e să vin noi, bine venit. Da. În schimb, eu vă dau viață lungă pentru că voi nu ați jucat, ați fost sincer. Mulțumim, Ana Maria. Să vă dăm tot ce vă doriți. Cred că a fost prea sincer uneori. Puteam să ne mai abținem, dar n-avea cum. Da. Răzvane, pupă, bă, Răzvane. Ai putea intra să te vedem dacă vrei. Rachetele vesele sunt aici, mamă. Asta e un nou grup. Rachetă asta este un nou grup după ieșirea din casă. Vine Bebe. Bebe e un plan. După să pleci ne vedem la Cluj. Da. Da, sperăm să fim la Cluj, Răzvan, te așteptăm. Buzele trebuia să-i le dea lui Nora. Bine că lui le-a dat. Le lua Perneș. Nu, nu știu care a fost semnificația buzelor, dar aia e. Probabil, nu știu, poate ți știau tatuajul cu buzele, nu știu, să fie ceva acolo gândit în spate, ăștia doi o să mea, să fie... Zici tu că a fost da, așa. Poate a fost vreo șmecherie de genul ăsta, dar a fost cu succes, oricum ori gândit-o. Ți-ai seama desene atunci când ai văzut tatuajul lui Perneș? Păi, eu am aflat târziu de tatuaj, nu știu la cât da, timp. Da, după. Eram deja că împreună... Atunci la hotel, când nu am zis brăcat, nu? Târziu am aflat de ei și s-a oprit așa un beculeț, păi stai așa, te-a ales buzele toate, buzele bună, tatuate. Bună. Da, destinul a fost, soarta și destinul. Și s-au legat, cumva. În București când mai veniți? Nu prea curând. Puteți să spuneți și ați mai vorbit la paravan, în afară de ce s-a difuzat? Absolut nimic, pentru că n-ai avut cum. Gândește că era prima interacțiune cu un sex opus din casă și n-ai avut. Paravanul a fost să știi cum. Așa pe fugă. Nu n-ai știu. Ce să vorbești. Dar cine își mai amintește? Zici că a fost acolo 12 ani. N-a citit. La tine. La mine. La tine, mă uit. Păi numai la mine. Atât de mult mă regăsesc în poestra voastră și de aceea cred în viitorul vostru. Oh, Ili, Ili, Petrescu, Barajul 78. Mulțumim. La Iași când mergeți. Sun. În curând, pentru că trebuie să-mi aduc pișoiul. Voi vă dați seama că ca să fim trei. Cap toate pronosticurile antifanilor și fraților. Frustraților, nu fraților. Nu frustraților. Fiecare își dă cu părerea, știi cum e. Toți se cred mama omida. Nu mă interesează. Mulțumesc că ați intrat în grupul vostru. Mulțumim că ne-ați acceptat în grupul nostru. Se vede frigea pe fesele voastre și oboseala, așa-i? Da, a fost dragoste la prima vedere la mine. Ciao, nebunilor. Hello, uruților. Dituana, mulțumesc frumos. Uruților, da. Nu știu și bunic mi-a zis că sunt urâtă, dar chiar. E un compliment. Tot timpul mi-a zis că sunt urâtă, dar la modul că sunt. Dacă mă uit la pe profil, mi se oprește bateria. Crezi că o să-i placă lui Perneș la Iași? Crezi că am de ales? Ideea este că nu o să locuim acolo, așa că, oricum, când ajungem acolo o să fim pe drumuri, familie, trebuie să mergi la mama, trebuie să mergi la tata și la bunica și la... Poți să mă opresc la bunica? Prieteni și nu, o să-i arăt așa orașul mare, dar, na, până la urmă e locul meu natal. Am vorbit și cu Eleonora. Important e că îmi place mie la Cluj. Mie îmi place foarte mult Cluj, tot timpul mi-a plăcut zona asta de Ardeal. Da, am vorbit cu Eleonora la telefon, cred că e seara, nu? Nu-și dorești să fie prin online, pe undeva, să... Nu știu, să o caute lumea sau lucruri de genul ăsta. Iar noi o să vizităm curând după ce ne întoarcem la Iași. Da, da. Trebuie să trecem pe la Iași, să vedem, să povestim, să bucurăm mult pentru noi. Și noi... Și nouă nu este doar așa de ea, să povestim în afara casei. Da. Eu sunt tare curioasă să povestim așa cu ea. Pentru că ne-a intrat la suflet și eu ne-am dat seama și când s-a terminat atunci gala și am stat de vorbă, era atât bucuroasă, mai că venea să plângă pentru noi. Că și ea s-a așteptat să fie un nu și eu era, aaa, lăudiți-vă, mă cuiți la familie. Chiar e foarte, foarte... Să-l faceți poze de la Iași. Foarte dragă. Să facem poze cu pozele, așa că fac multe poze. Da, chiar că... Tot îmi zice, stai așa, pune-te așa, uite încolo, uite încoace. Mie nu-mi place să fac poze, eu să nu cu treburile astea. Mireasa, sezonul 6. Te rog, ești de aici, nu vreau să văd niciun sezonul 6. Sezonul 6. Ce ați făcut la Oradea? Vă place la orașul? La Oradea am fost la... La Oradea, nu știu cine zice că am tot așa am citit că la Oradea eu am o mătușă. Nu am nicio mătușă la Oradea. Eu nu am mătușă la Oradea, eu am verișori la Oradea, care sunt verișorii mei cu care am crescut eu
la mătușa la care am crescut și ei s-au mutat toți prin la Oradea. Dar nu am mătușa acolo, mătușa mea stă tot în Iași. Să plec la Chereașa în finală, astfel stătea situația în finală. Adică... Da, probabil voi bateți în ideea în care am fi câștigat noi, doar că nu cred că ăsta ar fi scopul. Din punctul meu de vedere, scopul Mireasa, pe lângă premiu, e să fie o iubire sinceră și să vadă în timp. Asta tot. Premiu... Deci uite, asta comentariu foarte frumos de la Nicoleta. Sabrina, nu credeam în voi, Sabrina părea că nu-l iubești, dar aparențele înșală și cred că dintre toți voi o să fiți împreună. Cred că pentru totdeauna. Uite. Și în cozi. Da, bă, uite, vezi... se mai schimbă lucrurile. Ne bucură lucrurile astea, sincer, deși nu trăim... Nu știu, eu cu Corina nu o să mai vorbesc, stai bine pe video și poze Andrei. Ești pe un live greșit, draga mea, aici îi pierd, ne vinde cum Andrei. Dar au zis că așa o să zic de acum, pentru că nu mai există un alt Andrei, ar putea să te cheamă Andrei, ești Andreiul lor. Nu, pe mine mă cheamă Perne. Deși eu în casă nu strig, îl strig babes ca așa la link. Perne își poate băba cu forța în casă. Poate stai cu minte sezonul 6 și îți crezi noi concurenți că noi nu mai vrem un sezon nou. Chiar dacă e mai scurt, așa că nu. Ce vorbeam acum că am uitat? Ceva cu Perne și Perne și Andreea. Așa, dar dacă vorbesc de la persoana a treia, tot Perne și zic, nu-i zic Andreea, uite sorta, Andrada. Ce fac? Am văzut-o pe Andrada. Am văzut și eu, dar n-am să răspund. Salut-o! Bună, Andrada! Florea s-a păstrat legătura, da, am vorbit și azi și ieri, am vorbit la cameră. Pe cine considerați cei mai buni prieteni? Ca scoare țin legătura. Prieteni, nu pot să zic pe nimeni, cunoștințe, dar și oameni cu care am conviețuit în casă și cu toți o să țin legătura la un moment dat. Probabil. Nu știu. Vedem. Lasă. Este și Lucy aici, de-aia am salutat-o. Lucy. Lucifer. Bună, Lucy. Așa o alint eu, nu săriți în capul meu. Așa o alintam, Lucifer. Am vorbit cu Lucy, cu Juliana, cu Andreea. Fetele sunt foarte. Iartă, mă știu să mai întâmple cu Corina, te rog frumos. Odată m-a întrebat Corina, oare s-o supărat pe mine? Pentru că are și ea așa un simț al umorului foarte dezvoltat, nu de altfel, de asta mă place și-o plac. Și să nu fii supărăcios, îți mai supără și pe mine, să știi, Corina, îți mai supără uneori când fac așa o glumiță pe care, nu știu, nu-i place sau nu-l prinde. Dar își revine repede. Da. Eu nu mă supăr, Corina, poți să-ți glumești. Lasă, și poți să glumești la adresa mea, că nu mă supăr. Mulțumesc. Și să știi că te pup. De ce Dumnezeu fusei așa ciudată în comunitate și de când ești afară ești altă persoană? Pentru că în competiție fusei... Fusă-i... În competiții fusă... Voi n-ați înțeles ideea de precauție. Ea a fost cumva precaută și nu s-a aruncat atât de repede în... Nu-mi căuta tu mie, scuzi, baby. A fost o prefăcută, mamă! Deci nu pot să... Nu știu care mai este, m-a angajat acolo ca actriță, da? Eu de meserist actriță. Eu acolo m-am dus să joc un rol. Nu știu de ce a fost, cum nu a fost. Așa era casa Mireasa. Te mai luau pandaleile, nu știu. Era și stres, era... Nu puteai să vorbești cu ai tăi, nu puteai să vorbești cu cineva, să te mai descarci, tot timpul erai... Încărcat. Nu era ciudat la un moment dat, erau zile și zile. Și depinde și de om. Cum nu era religioasă pe când. Băi, sincer, am vorbit și mi-a făcut programare la anul. El acum se interesează ce trebuie să facă ca să dea la catolici. Pentru că, nu știu, nu mai știu nici exact cum e faza asta. Dacă... Eu aparțin de parohie, evident, acolo la mine în Iași. Și mă gândesc că acolo depinde, cred că acolo trebuie să vină ca să... Și totuși, uite, nu vrei să mergem noi la cealaltă parte, că nu te la o parohie normală, nu? Îți luai numele. Nu mai. Îți luai. Da. Nu i-a prit casa Mirea, dar... Nu știu, casa Mirea, dar... Nu era pentru mine, nu știu ce am căutat acolo. Greșul tău din ora de medic, stomatolog? Da. Da? Da. Cine? Manu. Trebuie să zic că Manu e medic. Da? Și acum faci medic în general. No, Manule, trebuie să vin la tine. Da, da, e stomatolog. Ești foarte frumoasă, Sabrina. Ne-ați mâncat ficați. Ne-ați mâncat ficați. Da, Sabrina, și noi am cam un ficat acolo pateu. Sabrina, ai primit un tablou cu harta stelelor din staff? Am primit în februarie și harta stelelor? Nu. Am primit ceva cu continente, când am întrebat noi. Tablou, iubire. A, tablou. N-am primit, nu. Dar nici nu le-a dat tablouri acolo. Haideți la orez cu piept de pui. Noi avem o pizza, ci? Da. Care o mâncăm după. Mă, dar voi stați toată ziua pe live? Trăiți? Da, deci, fii atent, dimineața mă trezesc live. La miază live, seara live. Nu, frate, nu știu, poate cineva mai face live cu numele nostru, dar noi nu, n-am mai făcut live de... Larisa, uite-o pe Larisa. Larisa! În sfârșit, un prieten adevărat aici, nu? Păi tu ești cu noi, prieten. Păi pentru tine, eu am cunoștințe.
L-a luat mama ta. A, l-a luat mama. Mama a luat ceva ceas, din câte știam când a fost. El a iași tabloul cu stele. Bine, ca să știu să-l iau. Bună seara, Larisa. Laris! Poftă bună. Era o glumă cu ficat. Da, poate unii făcut din ficat. Bună, cât Teodora. Ficat am mâncat și noi acolo. Poți să spui bună, Teodora? Poți spune bună, Teodora? Bună, Teodora! Hai, Teo. Sabina, e la mare tabloul ăla. La mama, adică. Probabil o dat când a fost cu... Da. Porțile cu ușile deschise, cu ce-au fost de-au venit familiile. Fost primită de prietenul lui Perneș? Cum au fost primite? Oare chiar e adevărat ce se întâmplă în emisiunea? Da. Păi chiar v-ați cățit? Da. Nu, da. Bine. Mai mult asta noi doi, nu prea am ars-o cu prietenii. Vă potriviți foarte bine, sunteți frumoși, mulțumim. Sabina a fost cel mai sincer și a asumat concurent, nu a fost fals nicio clipă. Adică vrei să zici că am fost, Cătălina? Da? Bine. Băi, ar trebui să înveți la pene și cum să lupte pentru iubire. Da, asta ce să zic. Ar trebui. Salutare, iubiți mei. Cum adică în sfârșit un prieten adevărat? Eu sunt prieten adevărat pentru Sabina. Bă, bă. Corina. Bă. 2-0 pentru Corina până acum. Sunteți frumos, mă bucur, așa, bine. Are 2-0, Corina. Larisa. Aceasta a fost prima parte din live. Cred că mai am una sau două. Dacă doriți să vi le pun și pe acelea, să-mi spuneți și mie în comentarii. V-am spus, a fost extrem de relaxant live-ul. Am râs și eu cu ei de comentariile care le aveau și le citeau. Ce să vă zic, Perneș mai intră live pe TikTok. Dacă aveți TikTok, puteți să intrați să-l urmăriți. O seară frumoasă!